O explozie puternică a zguduit gara de marfă Caran din Andrivka, aflată în regiunea Donețk, ocupată de ruși. Gara Caran se află la circa 50 de kilometri de orașul Mariupol. Tot acolo, cu câteva ore în urmă, un tren de marfă a fost avariat în urma unei explozii, a anunțat consilierul primarului din Mariupol.